Eu aș vrea doar câteva reflecții. Estimate domnule lider al sindicatului de la liceul Cantemir din Glodenia, am următoarea întrebare către domnia voastră. Noi ce vorbim despre chestii foarte tehnice. Se reduc clasele de limbă rusă, din punctul meu de vedere este o chestie tehnică. Cum se înscrie pregătirea în școlile de limbă rusă care au rămas pe teritoriul Republicii Moldova cu același concept de dialog intercultural despre care dumneavoastră ați pomenit? Fiindcă, din punctul meu de vedere, chiar dacă există strategiile noastre educaționale adoptate anterior, acum, conceptul de integrare a reprezentanților minorităților naționale în societatea din Republica Moldova, după mine, odată cu păstrarea acestor școli, noi nu facem decât să accentuăm segregarea și prăpastia dintre vorbitorii de limbă română și vorbitorii de limbă rusă. Dumneavoastră vreți să păstrați aceste clase? Foarte bine, eu vă dau soluția. Toți elevii trec în clasele cu predare de limbă română și își asigură un traseu educațional foarte integrant și integrativ, fiindcă după aia vor urma și universitatea în limba română și nu vor avea probleme cu șomajul. Dumneavoastră știți foarte bine că actualmente absolvenții universităților în grupele academice ruse au probleme mari cu angajarea în câmpul muncii. Și atunci sunt reclamate drepturile omului și au dreptate. Au dreptate acești absolvenți. Deci asupra lor planează acest risc care nu se va modifica în timpul apropiat despre posibilitatea de a nu se integra din punct de vedere cultural și societal, dar și profesional în Republica Moldova. Și prin păstrarea acestor câmpuri segregaționale, nu facem decât să spărim exodul cetățenilor vorbitori de limba rusă, reprezentanții minorităților naționale, către alte spații. Am auzit personal copiii de clasa 5-a, 6-a, din familie rusă care zicea vârăsul eu iedu v Rusiu. Deci noi practic cultivăm acest segregaționism și această intoleranță față de posibilitatea de a face o carieră în Republica Moldova, dar integrându-te în spațiul cultural. Cariera în Republica Moldova cu limba rusă nu va putea fi făcută niciodată? Cam asta este. Uitați-vă dacă ați vorbit cu absolvenții. Cam asta dumneavoastră trebuie să faci. Deci doar de este. Nu. În sectorul privat poate și au posibilități. Și ce? La ce asistăm noi? Din cauza că nu există politici lingvistice adecvate, există unități private economice, unde te duci și nu ești deservit în limba oficială de statul. E și mai grav ce ai spus acum. Au loc alte încălcări de drepturile omului. E și mai grav ce ai spus. Doamna deputată Bulțu a pus întrebare. Vă rog, dumneavoastră, dacă puteți să